Galben-albaștrii se pregătesc pe cod galben de caniculă. Fotbaliștii Petrolului trag tare în primul cantonament, dar nu acuză temperaturile tropicale prezente în aceste zile. Pe lângă concentrare și execuții, găzarii mai au puterea să și glumească. Este și meritul antrenorului Mircea Rednic, care dă tonul și tachinează pe fiecare jucător în parte. Pornescu se joacă cu Cristescu, Mustivar ține mingea ca sud-american, cere coșul cu fructe, iar Gicu Grozav își etalează tehnica în fața coechipierilor. Internaționalul Petrolului este venit de o zi în haită și speră să se impună, deoarece concurența este foarte mare. Adrian Crista spune despre Rednic că este cel mai bun antrenor, iar Puriul întoarce laudele spre toți jucătorii care se pregătesc fără probleme. Rednic așteaptă la echipă un fundaș dreapta care va fi mai cu minte și mai bun decât Rui Duarte. Astăzi, petroliștii au aflat că vor juca meciul de prezentare cu formația greacă AEK Athena. Lotul Petrolului stă în cantonamentul național de la Mogoșoaia și se antrenează la baza de pregătire de la Buftea. Eu vara nu dor, nu am somn, nu am somn, zorii zilei mă plin. Sensibil văd pănașul cum pariu că se combină, domnul controlor și-a dat și de salarină.